Alte 73 de cazuri de infectare, toate cu statutul de transmitere locală și 3 decese provocate de virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în țara noastră. Așadar, potrivit celor de la Ministerul Sănătății care au prezentat date actualizate cu privire la evoluția pandemiei în Moldova, numărul celor răpuși de COVID-19 a depășit cifra de 100. Astăzi au fost procesate 367 de probe. Sunt mai puține probe procesate în cadrul laboratoarelor private. Din cele 73 de cazuri, Chișinău 31, regiunea din stânga Nistrului 18 cazuri, Cahul 8, Taraclia 4, Streșeni 3, Căușeni, Bălți 2, Criuleni, Fălești, Râșcani, Sângerei, Ungheni, un caz. Potrivit Vioricăi Dumbrăveanu, un nou focar de COVID-19 a fost localizat în cadrul Centrului de Asistență Medicală Urgentă din sectorul Râșcani al Capitalei, unde sunt 14 cazuri în rândul medicilor. La rândul său, Ion Chico a făcut o retrospectivă a evenimentelor petrecute în bisericile din țară în ultimile două zile. 816 lăcașe sfinte biserice s-au abținut de la petrecerea slujbilor divine, în 564 s-au desfășurat aceste slujbe, din toate 564 doar în 5 au fost slujbe cu enoriaș, cu număr mai mare de 10 persoane, ceea ce înseamnă încălcarea regulilor. Regretăm acest lucru, dar apreciem foarte mult faptul că marea majoritate a cazurilor s-au respectat regulile. De asemenea, premierul a reiterat că în cazul în care vom avea o tendință pozitivă în lupta cu COVID-19, începând cu săptămâna viitoare, bugetarii vor reveni la muncă. Așadar, numărul total al infectărilor în țara noastră a ajuns la 3.481 de persoane și 101 de decese provocate de COVID-19. Totodată, 925 de oameni diagnosticați cu acest virus au fost tratați și externați.